Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Tiger Ghost. Eu sunt Taker și înainte de toate vreau să vă rog să nu uitați să apăsați cel mic buton de like pentru că mă motivează să continui seria. Suntem aproape la episodul 70 și fără voi, fără susținerea voastră, de fapt, nu aș fi ajuns aici niciodată. Așa că, congrats. Fix acum o lună, sau aproximativ acum o lună, am început acest proiect cu sora și vreau să vă arăt ce am realizat într-o lună. I-am făcut P-ul. O să fac o mică prezentare la iteme, dar am deschis și 800 de celeuri, pentru că știți că a fost eventul cu celeuri al artilerii. Și iar din 800 de celeuri, drop-ul a fost destul de ok, pot să zic, 43 de pergamente dragon. Sincer, mă așteptam la minim 60, adică mă gândeam la un 15 per 200 de celeuri per stack, dar și așa e ok, nu ne plângem, avem arcul acesta, mă rog, îl avem de foarte mult timp și o să-i dăm la plus a doua oară, pentru că am mai încercat odată și am folosit, dacă nu mă înșel, doar 300-400 de celeuri și n-a ieșit niciodată plus 7, așa că de data asta vreau să îi dăm tare înainte să facem prezentarea propriu-zisă a contului. Ia să văd dacă înregistrează. Da, înregistrează, ok. Poate îmi luam țeapă și trebuie să pornesc din nou. Bun, hai mă, să-i dăm. Și am văzut că mulți dintre voi mi-ați zis data trecută când i-am dat cu bless până la plus 1 că domne, nob, chestii. Eu știam oricum că o să ieșuieze, fraților. Doar că, bă, până la urmă, de la ce mi-e plus 4, ce mi-e plus 1. Până la urmă, oricum te enervai. A fost doar de distracție. În fine. 43 de pergamente dragon. Haide măi. Am înțeles. Am început bine. unde e mă pergamentul războiului? Sper măcar să-l văd o dată plus 7. Nu zic plus 8 pentru că plus 8 e greu de ieșit. Dar măcar o dată plus 7 sunt sigur că ar trebui să meargă. Bun, plus 5. Eșuat. A doua oară la plus 6. Acum merge plus 6. Mamă, iar eșuat mă. Haide mă. Eșuat, iar plus 3. Sper să fie ziua norocoasă. Ia să verificăm ce zice baba. Chiar dacă știu că nu ajută, dar e un ritual. Ia să vedem. Am auzit că sunteți clar văzătoare. Acceptăm. Am înțeles. Păi da, aveam ghinion. Nu? Hai să folosesc vraja asta, karma. Poate, poate. Eșuat. Eșuat și cu vraja. Bă, babo, ce faci aici? Ne dai așa urât. Și by the way, am pus un anunț pe comunitate, fraților, să văd ce să răspundeți, vă rog, pentru că chiar sunt foarte curios, vreau să mai diversific canalul. Și chiar sunt curios de părerile voastre. Ia uite-mă, plus 7. Și eșuat, mă, păi cum, mă, cum? Cum să meargă el la plus 8? S-a dus din nou plus 4, plus 3, pă, evident. Ești, da. Băi, ce păcat. Nu n-o putea să meargă și acum a ieșit mult, mă, adică s-a dus grav. Bă, măcar l-am văzut odată plus 7 și acum văd că pișuează în continuu, băi, ce naiba. Bun, hai să fac două pergamente de război, pentru că, bă, din două trebuie să meargă odată la plus 5. Bun, mers. Haide, mă, plus 6. Mers și plus 7 din nou. Eșuat. Bă, vraja asta, karma, parcă a mers așa puțin, că l-a adus la plus 7, dar iar plus 3, mă. Nu, chiar se face destul de greu beta. Bine, se face greu orice item, din ce am văzut, pentru că știți voi că am dat și blestemul FMS-ului și blestemul Pentagonului, blestemul Brățări de Argint, când am început eu seria. Și, băi, au ieșit multe, deci chiar au ieșit foarte multe. Hai mă, să-i dau frumos. Deci nu mai trebuie încă câteva fragmente de energie. Uite, plus 5. Plus 6. Hai mă, și plus 7. S-a iarăși eșuat mă la plus 7. Eșuat. Eșuat din nou. Mamă, și mai am 12 doar. Dar câte trebuie, frate, să faci tu unul de ăsta? Da, nu mai am fragmente. Hai să mergem puțin depozit. Să luăm câteva. Nu înțeleg care e faza. Deci chiar nu pot să înțeleg. Să vedem. Fragmente, fragmente. Bună, hai că mai avem 1000 de fragmente.
eșuat la plus 4, eșuat din nou. Din nou, bă, dar lasă-o mă, frate. Nici cu bless nu mai merge. Ia, s-a dus la plus 1. Bă, am dat-o iar la mișto și că știam că o să ieșueze, dar nu mă așteptam, bă, să ieșueze la plus 2, pe bune. Chiar urtă rău de tot asta, hai să o luăm pergamente război, că nu se mai poate. 1, 2, 3, 4 și mai avem 8. Deci, da, nu, nici plus 6 nu o să-l duc din astea 8, nu, n-are cum. Chiar nu, mi-am pierdut orice speranță în el dark. Am să-l plusesc pentru că are niște bonusuri foarte bune, adică putere, dex. Și eu poate 10 plus 7? De evident că nu te duci, mă, de ce te-ai duce? Am mers plus 7 și... eșuat la plus 8, bineînțeles. Și... eșuat. Am înțeles cum a stat treaba. A doua oară, bă, când am încercat să dau un arc ăsta și n-am făcut absolut nimic. Chiar îmi pare rău așa puțin de el. Dar ce să facem? Îl punem înapoi. Marmurile aici, by the way, dacă aveți nevoie de marmure, să mă contactați pe joc, vi le bag pe gratis. Adică, mă rog, câte am și eu. Ok. Astea în depozit. Depozit. Marcasitele pe care o să le bag în curând. Și haideți, mă, să facem și prezentarea contului. Până la urmă, să dăm asta jos. Ne facem și noi frumoși. Și freza, freza. Bun. Țin să menționez, contul a fost creat într-o lună. Eu sunt destul de mândru de ce am reușit să fac. Nu știu dacă o să am adversar la PvP. Dar hai să facem o prezentare a contului. Începem cu alchimia, bineînțeles, prima pagină. Full legendară, diamant full. Onyx clar full. Ăsta l-a dat cineva la clar din greșeală și l-am cumpărat eu la 1,2 ONI. Adică un preț destul de bun, mai având în vedere că e clar. Granat plus 4 full. Safir, dublu oare rezistență ninja. Jad, dublu PV și regenerare, pentru că eu nu am nevoie de absorție fiind sura BM. Rubin, full, cu pagubă medie, apărare și rezistență medie, pentru că eu nu am nevoie de atac. Atacul pe mine nu mă ajută, mă ajută numai atac magic. Și m-am apucat și de a doua pagină de alchimie. Acesta este granatul cumpărat în videoclipul, de fapt, în videoclipul de acum 3-4 zile, dacă nu mă înșel. De atunci am mai făcut rost și de un diamant clar, cu valoarea atac magic. Sunt sigur că după ce se termin alchimia mitică o să fie un plus de damage considerabil. Și un jad opac cu dublu PV și regenerare. Destul de bun pentru început. Am și acest safir pe care l-am făcut eu personal, cu dublu sura și tare războinici, dar mă gândesc dacă să îl pun pe acesta, pentru că aș vrea un dublu war, sincer, și apoi să schimb safirul de pe prima pagină și să pun dublu ninja, dar rămâne de văzut. În orice caz, începem cu FMS-ul, bineînțeles, pagubă de 19 crest down la punctele mai mici de rang, printre cele mai bune FMS-uri pe care puteam să-l am pentru nivel 42, pentru că bonusul acesta de la 6-7 pică foarte rar. Armura cu 2K15-6-6 cu foc negru, pe care nu am ce să zic, am irosit 12 ONI aiurea în skin-uri, pentru că armura aceasta am cumpărat-o la 6 ONI, iar inscripția de plus nu am făcut-o din aproximativ 6 ONI, așa că nu am ce să zic, am investit destul de prost 12 ONI în skin-uri, dar sunt de părere că și contul arată foarte bine în momentul de față. Coif cu 10 semi, 2 atac sângeros, mai am încă unul la 6-7 cu 5-15, adică 5 semi, 15 magie. Scut cu imun 12 INT, am încă unul la 6-7 cu 8 int, 10 semi, 10 corporal și 10 reflectă. Îl țin pe ăsta până când o să intre full, pentru că sunt de părere că bonusurile 6-7, mai ales în PvP, te ajută destul de mult. Brățara de argint cu 10 semi și 6-7, 6-7 care trebuie schimbat, dar am stat și m-am gândit mai bine și cred că o să cumpăr un aural cu 10 semi. Mai am, bineînțeles, pe lângă asta, brățara cu 15 magie, 5 semi, care, din nou, este la 6-7, pentru că încerc să mă fac full 6-7. Este o investiție destul de ieftină, iar pentru PvP consider că ajută considerabil. Colierul pe care am reușit să-i bag un bonus la 6-7, bine, probabil cel mai prost bonus pe care putea să picep, 50
PV, dar e acolo, momentan, până găsesc unul cu 2K15. Abanoș cu 10 sabie, 10 semi, o să cumpăr unii cu 15-10 sau unii cu 10 semi 10-10, adică 10 sabie 10 mâini sau 15-10, așa că nu mă grăbesc să bag 6-7 în circei momentan. Papuci 2K15 sabie 8 blocare în care vreau să bag 6-7, dar nu am găsit până acum marcaște suficiente, am 7 gri și o să mai trebuiască să mai cumpăr încă 3, pentru că nu am bani de aditive, sincer să fiu cu voi. Colier de perle, 1515 pumnal, colierul bombă, deci foarte bun pentru sorabiem. Încă un colier de perle pe care vreau să schimb. Papuci cu 1510 gheară, nu am găsit cu 15 niciun ruptul capului. Papuci cu 1K15 pumnal 20XP, foarte bun și aceștia. Cercei pentru int. Cercei cu 5 semi 15 pumnal. Cercei cu 10 semi 15 gheară. FMS cu 15-5 o travă pentru șaman, ăsta e cu 12 înotă doar pentru când bag flacăra. 17 pe versus ninja, 15 și 1 semi versus sura și ăsta cu 6-7 versus lican, pe care cred că o să-l depersonalizez pentru a schimba bonusul 6-7. Dar momentan nu e prioritar. Bineînțeles, am această armură cu 1515 gheară, 20 farmec, 10 PV. Pe lângă asta mai am una cu 15 sabie, 20 farmec, 1500 PV, care este și ea, bineînțeles, la 6-7. Armura foarte bună cu 15-15-15, de care sunt cel mai mândru, cred că e cel mai frumos item de pe contul meu, pe asta și cu FMS-ul. Pe lângă asta mai am o armură cu 2K15 magie și mai am câteva iteme la 6-7, dar nu mai știu exact acum totul, în vreo 4 ore o să depersonalizeze, dar oricum mai e mult de lucru la cont, nici nu am terminat mitica, o să urmeze să cumpăr în curând un rubin mitic și un onyx pentru a termina alchimia. La safir din nou am zis că mă gândesc, talismanul are doar 10 rezistență semi și 3-2 mâini, o să încerc să caut unul cu 10-5. Și hai să mergem puțin în mapă, unul să vă arăt și cam ce damage dau la momentul actual. Oh, am uitat să vă arăt și eșarfa, bineînțeles. Bine că mi-am adus aminte. Știu că într-un episod am uitat să prezint alchimia și mi-a părut destul de rău. Așadar, m-am revanșat în episodul acesta. Ok, hai să vedem în war-ul acesta cât dăm. Și eșarfa, bineînțeles, este cu beta plus 7 de Sora pentru a crește damage-ul. Pătrundere Dex Int. Și un costum aură cu necunoștință. 1 semi, 1 vit. Damage-ul nu este cel mai mare posibil acum, pentru că v-am zis, am scutul cu 10 semi 8 int la 6-7, dar să vă faceți o idee, într-un prel de 90, cam 3K pe flamă și iar cu scutul acela 3,3, iar cu scutul vă garantez că o să ajung la 4K. Hai să dăm și o sferă, 3,6. Eu zic că e un damage bun și sunt mulțumit de ce am ajuns să fac cu acest cont. Ok, hai să mergem puțin în. De fapt, să mă duc și la Senhaie prima oară pentru a pune 6-7 pe acest FMS. Pentru că există posibilitatea să intre valoarea atac magic, iar dacă prind daune cu atac magic, fai, deci o să fie rachetă, părerea mea. Adaugă bonus 6-7. Ah, nu pot să adaug pentru că am pet-ul, bineînțeles. Ok, îl punem aici. Pentru cei care nu știați cum se adaugă 6-7, avem 10, nevoie de 10 marcaște gri clare care pică la maimuța aia de la începători. Nu de la începători, pardon, mediu, din deșert. Băi, cam asta e contul. Mai sunt câteva iteme de. Eu, sincer, zic că într-o lună m-am descurcat. Am făcut un cont PvP pe care cineva cu greu să reușească să îl bată la categoria de 20, de 30-45 la eventul lui TD, la care o să particip. De-abia aștept să vină cei de pe Alintac să fie eventul. Până atunci sper să pun 6-7 pe toate itemele, să fac și pe la sferă și sunt sigur că o să fie frumos, oricum. Și hai să vedem dacă găsim niște cufere bank joton, pentru că vreau să deschid câteva cufere joton, sincer să fiu cu voi. Au un drop destul de bun, în sensul în care poate să pice ori vopsea albastră. Ia uite, cufere bug, dar nu cred că nu. Deci ori vopsea albastră, ori dacă nu mă înșel,
Piatra Lunii. Am deschis o dată de 2 ani și mi-a picat Piatra Lunii și am făcut profit, pentru că Piatra Lunii se vinde cam la 2 ani jumate. Și restul ce mai pică pe acolo, ori le mai vinzi, ori... Na, bine, e și de noroc aici, dar vedem. Ia uite mă cât a ajuns inelul. 17,5, chiar merită să faci acum misiunea aia cu inel logodnă, pentru că prețul e considerabil. În orice caz, hai să vedem ce item mai sunt pe aici, mai analizăm puțin piața. Arc plus 8, mamă, 6, mamă, mamă, cât de mult. Deci e mult, rău de tot. Aolo, COVID-ul trăițar. Să nu găsesc, mă, niciun cufăr jeton pe piață. Ia cât mai sunt argintile? Mamă, 7 cacao în argintiu. Destul de scump, dar până la urmă pică metal și... 17, mă? Bagjanamu. Ia stai, mă, să caut cufăr Bagjanamu. Stai puțin. Cufăr Bagjanamu. Să văd eu ce pică din el. 2 secunde. Am înțeles, n-are un drop așa de wow, poate să pice dioxid și vopsea albastră, dar sincer să fiu cu voi, nu mă încântă dropul. Iar 17 nu prea aș vrea să dau pe un jeton, adică având în vedere că se găsesc mai ieftin, zic eu. Ia să întrebăm cineva cu sticlă. Ia să vedem dacă e cineva cu sticla. 24 de milioane cufăr Regina Melei, vai de viața mea. Bă, i-au nebunit ăștia cu prețurile. Chiar sunt tare curios să văd ce o să se întâmple după ce să vină Alnitacu. Hydra la 31. Alchimia din nou e foarte scump acum. Nu înțeleg de ce. Deci chiar nu pot să înțeleg. Adică și-o face și atât de multe persoane încât să fie... n-am inel, frate, scuză-mă. Ce vrei să cauți? Cufere jeton. Sunt pe video. Hai să vedem, n-ai că nimeni zic că sunt pe video, că probabil o să vadă el. Da, n-am inel. Ia uite, 16,8. Vine imediat ce aș un. Ok, mersi. Dacă aș găsi la un 15 milioane, băi, eu zic că ar merita. Ia să vedem. Lican, War, Shaman. Nu prea am ce să fac cu tare șamanul ăla, măi. Chiar mă oftic, aș vrea un safir bun. Momentan o să-mi cumpăr, deci să vă zic planul meu, o să-mi cumpăr un safir opac. Până când mai trece timpul și o să ieftinească, sau o să apară, de fapt, un safir strălucitor. Pentru că între opac și perfect nu mi se pare o diferență atât de mare. Și nu prea rost să investesc acum într-un strălucitor, poate îmi iese gol și ce fac? Îl vând ieftin ca să scap de el? Adică nu prea are rost, așa că oricum nu cred că o să aibă cineva cum să mă bată și dacă o să mă bată cineva respect, înseamnă că a investit mai mult timp decât mine. Și na, o să mai trag. 12 caca, perfect. Îmi arăți shop-ul. Ia uite mă, la 12 caca luăm. Ok, deci 2 la 12, așa și după. Unde sunt alea la 12? Hai să vedem unde sunt alea, mă, la 12. O să deschidem și două cufere, să vedem, poate avem ceva noroc. Ha, ha, ha. Sunt depozit. Hai, mă. Luăm și două cufere și apoi terminăm episodul. Bine, poate să mai urmeze un episod în... e spre partea de sus. Ah. Uite-l aici pe băiat. Hai mă să vedem. Două cufere. Poate avem ceva noroc. Dacă nu... aia e. A, uite. Două cufere jotun cu trei rămase și trei rămase. Hai să vedem.
Ornament smarald, praf. Țesătură asta, sabie leu, cufăr respingere, un cocaș, țesătură roșie. Am înțeles. Bun, fraților, cam asta a fost și cu clipul de azi. Eu am fost Takers, până data viitoare, să ne auzim cu bine. Vă pup și vă iubesc. Ciao!